Da, bună dimineața, bine ați venit. Dispoziția numărul 87 din 12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Comunei Bacia cel Mare în ședință extraordinară pentru data de 17.02.2020, ora 9. Pentru data de 17.02.2020, ora 9, se convocă ședința extraordinară Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Comunului Cultural Ștefan cel Mare de Bacău. Proiectul ordine de zi cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-a fost trimise spre realizare proiectele de hotărâre și compartimentelor de resort care analizează în progres rapoartele de specialitate la acestea, este cuprins în anexa la prezentă dispoziție foarte integrată la acestea. Acum o să vă spun o să de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anul 2021-2023 pentru Comuna Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anul 2021-2023 pentru școala gimnazială numărul 1 Negoiști. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul 2020. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Punem la raport de la zi. Ce este pentru? Împotrivă? Domnul președinte, la punctul 1, ați primit materialele pe e-mail, au fost afișate la sediul primăriei. Așa, doamna contabilă, dacă e să vă spună ceva, dacă nu, discutim la dumneavoastră. Da, o să vă fac o prezentare de ansamblu a bugetului de venituri și cheltuieli. Ca să nu mai citim ca pe cum a fost construit bugetul de venituri și cheltuieli. Că cifrele bănuiesc, știți, le aveți materiale prezente și în fața dumneavoastră. Au fost consultate și cu Comisia de Buget. O să vă explic ca să puteți înțelege ceea ce cuprinde bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. La partea de venituri, pe lângă cele primite de la Finanțe și de la Consiliul Județean, adică codurile din impozitul venit, sume de la dispoziția Consiliului Județean pentru unitățile teritoriale, TVA-ul, TVA-ul pentru drumul și TVA-ul pentru echilibrare, sunt și veniturile proprii. Veniturile proprii sunt cele din ce avem din casa, din impozite și taxe la nivel de buget local. Aici vreau să fac o precizare foarte... Deci, noi ne-am propus să încasăm veniturile astea proprii. Ele sunt sumă de 1.061.000. Ideal este să le încasăm 100%. Dacă încasăm 100% aceste venituri, o să putem să facem cheltuielile care ne-am propus din veniturile astea. Dacă nu, o să facem exact ponderea cheltuielilor veniturilor încasate. Dacă am încasat 90% din veniturile astea, cheltuielile vor fi din 90%. Dar este și posibilitatea ceea ce și propune să încasăm mai mult decât ne-am propus la începutul anului, adică să încasăm din lista de rămășiți. Atunci venim în fața dumneavoastră și rectificăm bugetul cu ceea ce am încasat în plus și ne completăm cheltuiala acolo unde avem nevoie. Asta la nivel de venit. La nivel de cheltuieli, au fost asigurate în primul și în primul rând salariile. Salariile cu toate capitolele din buget, adică administrații, PSI, poliție locală, bibliotecă și asistenții personali și indemnizațiile cu handicap. La asistenții personali și indemnizațiile cu handicap ne-au fost asigurați de la bugetul de stat cam 40% din necesar. Diferența până la 100% am asigurat-o din bugetul local. Și vă zic și deci, ideal este să-i și primim până la sfârșitul anului. Probabil o să-i primim. Dar nu putem să lăsăm oamenii bolnavi cu dizabilități fără salariul care îl așteaptă lună de lună ca să le intri bănuții pe care. Dacă îi dă până la sfârșitul anului, îi rectificăm banii, punem cheltuieli care nu le-am putut acoperi la începutul anului. Asta referitor la salarii. Au fost prevăzuți bani pentru protecția copilului. Protecția copilului, știți că 35% din cheltuielile pentru persoanele din centri instituționalizați, atât copii cât și adulți, 35% din aceste cheltuieli trebuie să le asigurăm din bugetul local.
prevăzuți bani pentru bunuri și servicii. Toate capitolele din buget, pentru buna funcționare. În bunuri și servicii intră absolut orice cheltuială, cu furniturile de birou, cu materialele de curățenie, cu carburanțe, cu piesele de schimb, cu cheltuielile poștale, cu orice cheltuială și serviciu care este necesară pentru buna funcționare a primăriei. Au fost prevăzuți bani pentru școală. La școală, care este și la punctul 2. Deci, au fost prevăzuți bani pe costul piele pentru bunuri și servicii, 233.000. Bugetul lor, 350.000. 117.000 am completat din bugetul local pentru funcționarea școlii până la sfârșitul anului. Plus 10.000 bani pentru burse. Asta referitor la școală. Au fost prevăzuți bani pentru susținerea curtelor. Au fost prevăzuți bani pentru iluminatul public, atât pentru plata facturilor de energie electrică, cât și pentru prestările de serviciu, schimbatul lămpilor, întreținerea iluminatului public. Au fost prevăzuți bani pentru taxa de gunoi. Noi încasăm de la oameni, nu încasăm cât este necesar, dar suntem obligați să achităm facturile de gunoi de pe teritoriul comunii, când le încasăm, când nu încasăm, noi facturile trebuie să le plătim. Au fost prevăzuți bani pentru drum, pentru lucrări de balastare și de întreținere a drumurilor. Asta referitor la secțiunea de funcționare. Cam astea sunt cheltuielile pentru secțiunea de funcționare. La secțiunea de dezvoltare, la lucrările de investiții, vor continua lucrările începute anul trecut. Adică vor continua lucrările la dispensar și se vor finaliza anul ăsta. Vor continua lucrările la drumuri, fonduri cu europenii, la fel se va finaliza. Lucrările la grădiniții sunt finalizate cam 99%, deci ne pregătim de recepții până din Paști, facem recepția și vom depune tranșa de plată pentru grădiniță. Se vor finaliza lucrările și vom depune tranșa la trotuare. S-a început și vom finaliza până la sfârșitul anului lucrarea cu apa de la Redeana pentru pădurul rom. Deci, principiu se vor finaliza toate lucrările începute de anul trecut. O să ne-am pus să facem, să depunem și alte SF-uri pentru alte lucrări, dar asta e, vedem ce o să reușim să facem. Lista de investiții o achităm, o susținem din excedentul anului trecut, care este la punctul 3, în ordinea de zi, utilizarea excedentului de anul trecut. Din sume de la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările de la Ministerul Dezvoltării și din bugetul local, o mare parte de sumă, pentru a putea depune tranșele de plată. Cam asta aș avea eu să vă spun în mare parte cum am construit bugetul pentru anul ăsta. Să știți că nu este un buget nici prea prea, nici foarte foarte, dar e un buget care ne asigură funcționarea până la sfârșitul anului, inclusiv terminarea tuturor lucrărilor de investiții pe care le-am început și trebuie să le finalizăm. Că o să mai vină bani pe urmă, îi așteptăm cu drag, o să-i rectificăm și o să venim în fața dumneavoastră și o să știți despre ce este vorba. Mai aveți ceva de completat, așa spus, se poate? Nu. Cum o spus, doamna, bugetul nu este prea mare, dar drumul este satisface propunerea noastră de a termina aceste investiții începute. Dacă sunt discuții, eu aș vrea să vă întreb. Dar pentru cei cu 50 de ani, de către ce sau da. Ceva? Da. În bugetul s-a venit. Da. Avem 10.000 pentru cei cu 50 de ani de căsnicie și anul ăsta avem un centenar. Avem un centenar, o persoană care împlinește și 100 de ani. Nu de căsnicie. Viața. Viața. Da. 100 de ani. 100 de ani, da. Sabe, nu e cu lăi. Sabe, e da. În iunie, în barul. Da. În iunie. Să-l ții într-un Dumnezeu. Deci. Deci, nu vreau să-l spate. Deci, nu vreau să-l spate. Da, e sănătos. Da. Da. Domnul Mateș. Da. Vreau să, până să discut și altceva, sau să discutăm și altceva, față de anii trecuți, eu știu, cât că țin minte, dar să mă ajutați, n-a fost niciun an când proiectul de buget să nu corespundă a ceea ce s-a realizat sau preconizat pentru a s-a realizat.
Deci în fiecare an au fost bani cât s-au stabilit, ne-am mâncat la atelier. Așa e. Eu aș vrea să cred că și anul ăsta vor fi la fel. Pentru că un bun gospodar ca lumea care și anii trecuți nu și-a permis să facă excese de cheltuieli până avea acoperire, eu cred că ne încadrăm și anul ăsta în cheltuieli. Și ca să fiu un lucru, ca să mai fiu mai explicit, la rom, cheltuiala e inclus, în bugetul de anul ăsta, nu? Da, da, da. Așa. Da, pentru că preconizăm să finalizeze lucrarea noastră. Tocmai de asta m-am întrebat. Ce se întâmplă? Noi la început avem cifrele de buget, avem venituri. Da. Și în funcție de venituri, problema și cheltuielile. De-aia, la sfârșit de an, ne încadrăm cu cheltuielile în funcție de venituri. Dacă ar fi veniturile mai mari, și cheltuielile mai mari. Exact ca bugetul nostru de acasă. Știm exact pe ce sume mizăm, da? Pe salarii, pe ce avem, exact așa ne face și cheltuială, exact și aici. Dacă ne-am stabilit venituri, știm exact. De asta v-am făcut precizarea la veniturile proprii. Că acolo nu știm 100% că o să le încasăm. Ideal este să încasăm mai mult de 100%, să încasăm din listele de rămășiță. Dar, pentru moment, deci ne-am asigurat funcționarea Consiliului Local la primărie anul 2020, inclusiv cu listele de investiții. Cei mai vechi dintre dumneavoastră, poate vă aduceți aminte, erau timpuri când la primul, doilea, treilea mandat, când făceam bugetul la începutul anului și ne lăsam pe trimestrul 4, ne lăsam fără salariu. Da. Atunci erau o regulă. Veneau rectificări de buget pe plus și ne acopeream salariul. Dar acum nu mai putem risca să ne lăsăm fără salarii prin trimestru. Așa că nu mai știi dacă mai e rectificare de buget sau o să fie rectificare pe minus sau roșu. Da. Tocmai de asta v-am făcut precizare și la asistenții personali și la indemnizații. Deci 90% din banii pentru salariile lor se primesc de la bugetul de stat. Ceea ce noi nu i-am primit acum la începutul anului. Am primit cam 40%. Diferența noi am primit și am pus-o din bugetul local. Dacă primim de la stat diferența aia până la 90%, atunci avem de unde mai face altă cheltuielă. Exact. Bun, dar se face rectificare din Consiliul Local. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, sincer, eu așa sunt mulțumit de bugetul care îți mulțumit pentru că terminăm investițiile început. Nu suntem în imposibilitatea de a plăti ultima tranșă în construcție. Dumneavoastră sunteți cel mai îndreptățit să spuneți că sunteți mulțumit, pentru că aveți și cu doamna Bădar, aveți viziunea de ansamblu. Da. Noi vedem, s-a făcut o punte, s-a făcut nu știu ce, aia merge. Ca funcția pe care o aveți, deci vă dă trebuie să spuneți ce a spus. Să fim mulțumiți sau ne-am mulțumit? Sau ne-am mulțumit, da. Dacă mai dorește cineva, să ia cuvântul. Mulțumim doamna Ioana, domnul Ioan. Spune la vot punctul 1, cine este de acord? Deci la punctul 2 ce v-am spus referitor la școală. Deci ei iau bugetul lor prin costul de elev în sumă de 233.000. Diferența de 117.000 am pus-o din bugetul local pentru a asigura funcționarea până la sfârșitul anului și 10.000 pentru bursele elevilor care ei să suportă din bugetul local și au avut în fiecare an față de alte primării, au avut bani pentru bursele, prin bunăvoința dumneavoastră, pentru bursele copiilor în anul 2020. Asta este bugetul la școală. Ne propunem la școală, că să știți dumneavoastră, noi având acum banii, să achităm ultima tranșă pe fondul european la fostul lucrări, după 2, 3, 4, 4 luni de zile, banii ăștia ne vin înapoi. Și o să fie un excedent, impropriu spus, la bugetul local. Și am vrea din banii ăștia să învelopăm școala gimnazială numărul 1. Acum avem grădinița, ai făcut Stas, școala la Bogdan Stas. Urmează să o punem în valoare, să o punem adică să modernizăm și școala gimnazială numărul 1. E posibil să avem bani, știți, că ne chemuim să facem o sală de consiliu.
Să nu mai venim, fiind nevoiți să venim la Camerul Cultural să facem ședință. Deci e posibil, și asta am spus eu, că sunt mulțumit. Din banii care noi asigurăm ultima tranșă la fondurile europene, aceia se întorc la noi. Și o să avem să mai facem ceva acum. Foarte bine. Dar vorba de o primărie nouă. Nu poate fi legat că... Nu. Primăria... Nu mă gândeam la sala, sala de ședințe... Sala de ședințe, curtea primăriei. Aia, și pe aia da. Oricum, dacă vă faci primărie nouă, cu siguranță va avea și sala de ședințe la Consiliu. Da. Da, în fine. Și... Acum, la școala de la Gvinaș. Școala de la Gvinaș, așa urmează și pe aia s-o întreținem, s-o modernizăm. Acolo o să fie romii care... Da, tocmai asta. Și, mă rog, vedem situația la nivel național cu școlile, mai ales în alte părți. Aia au avut sanitar? Da. Da, au avut sanitar înăuntru. Înăuntru, da. Sunt convins că apară numai. Da, mulțumesc. Și trebuie să mai avem noi în vedere, să nu ne îngrijăm spațiile celelalte unde au fost școlile în alte sate. Trebuie să le conservăm. Și de la Ștefan cel Mare, de la Mișoara, de la Rădeana. Destinația nu se poate schimba. Nu. Destinația deja e schimbată. Ele nu mai sunt în rețeaua școlară. Nu mai sunt. Sunt clădiri, sunt ale noastre. Și așa au fost ale noastre. Noi era Consiliul Local, era proprietarul și era dat în administrare la Inspectoratul Școlar. Deci sunt spații noastre, putem face orice. Acum eu la o întâlnire cu campanie electorale, cum era cu școala că sunt. Nu pentru asta, dar am făcut și la ceva, pentru cadre situații de urgență. Să fie dotate cu niște papuri. Da. Apropo de conservare. Vreau să îi domnate în prima dată. Ce sunt școala de la Ștefan? Sărbună. Ca și construcție ar fi păcat. Dar când ați să o lăsăm în paragină, să ajungă cum au ajuns alte. Da, nu o să le lăsăm. Am ajuns și la școala la Ștefan cel Mare. Au fost schimbate geamurile, au fost schimbate. Încercăm, în măsura posibilităților, o să le întreținem și o să le conservăm viitoare. Din păcate, scrădirile noastre sunt în domeniul public. Nu putem să le lăsăm. Ca orice lucru care nu e întreținut, se deteriorează. Pentru că, vedeți, nu știm ziua de mâine ce surprize neplăcute și ele pot fi utilizate în diverse. Cum ele se desfășoară alegeri, vedeți la fiecare tur de alegeri, toate grădinițele și școli sunt secții de votare. A spus bine, domnul primar, deci să nu fie utilate cu câteva paturi, să când se întâmplă ceva, cu un dezastru, cu tremur și altceva. Sunt necesare spații astea. Da. Mulțumesc! Dacă mai vrei ceva, să spunem la moară să împotrivă, la punctul 3 o să iau deci este utilizarea excedentului de anul trecut, sumă de 819.000, este utilizat pentru proiectul pe fonduri europene, ceea ce avem de finalizat și depus tranșă de plată anul acesta. Deci mai avem de achitat 1.600.000, 819.000 vor fi achitați din excedentul anului trecut, iar diferența de 766.000 sunt din bugetul local. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? E vorba de niște modificări intervenite în inventarul domeniului public al comunei pentru... Avem niște drumuri, ceea ce v-am spus mai înainte, care să le băgăm pe CNI, ca să le putem intabula. Și modificările care sunt?
erau trecute în inventarul domeniului, dar nu corespundea lățimea și suprafața și lungimea. Noi am dat lungimea după cum am crezut noi, am dat cu vasul, cum am măsurat noi cu rulea. Și acum măsurătorile sunt făcute de firmă de cadă, măsurătorii exact. Da. Și asta e modificarea inventarului. Da, și am creat și podurile, deci poziții noi, podurile care le-am făcut pe PN2 și școala de la Bondan, introdus în inventarul domeniului public. Discuții referitoare la punctul numărul 4. Spune la tot cine este pe acolo. Împotrivă, pe absență. Punctul 5. Punctul 5. Drumul tovărat. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc, domnule primar.